Atenție la cabluri. Acum auzim de 3 ori, ok? Gata, merge, nu știu. Vorbește la microfon, Cabral. Ok, merge. Okay. Ce bine dirigează Cabral, zici că e de la rutier. Am vrut, dar nu m-a dus capul să iau. Nici pe mine. N-am luat mai, examen. Mai așa puțin. O să vă rog să fiți atenți. Ed, hai mai în față, tu. Cei mai mici de înălțime, haideți mai în față ca să vedeți explicațiile. Aici. Toți au porecle. Da. Ochii, 50 cent, red. 80 cent. Răutăți. Răutăți. Ce avem noi aici se numește o probă contra cronometru. În primul rând, felicitări pentru că ați ajuns până aici. Știu că vă doare tot trupul, inclusiv pe noi care, vorba aia, stăm la efort la o treime din ce ați făcut voi și suntem cu damage-ul luat. O secundă. Ce-am lași puțin telefonul. Păi mă uit ce întreabă oamenii și uite, un băiat a pus o întrebare chiar foarte bună. Să-i întreb pe participanți câți dintre ei au schimbat o roată până acum. E o întrebare super. E cineva care n-a schimbat o roată până acum? De camion. Voi n-ați schimbat niciunul nicio roată, niciodată, nu? Nu e nicio rușine, Doamne ferește. Tot dat în cap, dar nu e de rușine, okay, nu e. Bun. Proba se desfășoară în felul următor. Noi facem reset al materialului de concurs, care este această roată dreapta față, adică o punem pe mașină, punem buloanele, strângem la 120 de Nm în fiecare, verificat cu dinamometrica. Ce trebuie să faceți voi? Folosind coarba asta, trebuie să scoateți buloanele, toate cele 5, să le puneți în cupă, acolo în pahar, și să puneți janta jos. În momentul în care janta este jos și toate cele 5 buloane sunt în pahar, dăm stop cronometrului. Cine are timpul cel mai scurt, ce credeți? Pleacă acasă cu Jaguarul. Aveți întrebări? Te rog. Când e roata jos, să oprește cronometrul, da? Da. Okay. Roata jos și buloanele în pahar. Dacă nu sunt acolo, îți lipsește vreunul, nu. Dacă roata nu s-a liniștit, adică să stea fizic, să nu mai bă, nu oprești cronometrul. Ca o roțele, chestia asta, când doi o razna, da, pleacă pe aici în nebunile, service. Zboară prin vulcanizări, fac tot felul de... Să pleacă de aici, se va... Roata, asta e poziția reset. Da. Scuză-mă că m-am băgat un pic. Nu, sunt disperat să ți-o față. Știu, i-am fața. De aici, fiecare concurent va pleca de aici, o să punem un semn. De acolo se dă startul, stopul se dă, așa cum ziceam, când roata e, cum ai zis, liniștită. Liniștită, că nu e agitată, că nu are pulsul mare. Și când buloanele sunt în pahar. Începem în ordinea de pe tricouri, așa cum este scris aici, fără niciun interes. Nici nu știu după nume care, cum sunteți. Stai să facă semnul. Nu mă mai întrerumă mult, ai ceva cu mine? Sau am crezut că chiar îmi faci observație. Să mă... Nu, am crezut că vorbești cu mine, că tu stai la mine. Ascultă-mă că are ceva cu tine. Are ceva cu mine, e bolă pe mine, frumos, rău. Îl râcă e pizma de nu există așa ceva. Unde vrei tu, frate? Da. Perfectolos. Deci, Manea Mihai, cine este? Nu știu. Manea Mihai, așa s-a nimerit aici, nu a făcut nimeni nicio manevră, nicio... Ești pregătit? Ești... Îți dai geaca jos, cu geacă, fără geacă. Ești Haide pregătit, să-i arătăm. Ai înțeles ce trebuie să faci? Lui Manea Mihai că sunt strânse. Scuză-mă. Da, arată-i, arată-i că sunt strânse. Să-i arătăm lui Manea Mihai că buloanele sunt strânse la 120 de Nm, la fel ca la ceilalți. Adică toți vor avea strâns la 120, să nu avem, domne, ăla a fost mai greu, n-am putut să desfac, ăla a fost mai strâns, ăla a fost mai nu știu ce, știi? Avem cheia asta dinamometrică, deșteaptă. Ai văzut? Te uiți, da? Da. Marius, vii cu mobila un pic să se vadă și dinamometrica, poți? Și vede aia acolo? Da? Păi să stea lângă tine și voi scrieți, dar nu anunțați că au făcut. Nu asta, hai la facem, ne uităm, penalizări, dacă au fost, okay, nu știu ce contra, știi? Perfect. Adică tu o să vă rog acolo, să menținem liniștea pe parcursul probelor, să nu ne șicanăm unii pe ceilalți. Scuze. Cronometru. Unde ești? Cronometru avem acolo. Timpii se află la final, bineînțeles, da. Adică nu spunem la fiecare cât a făcut, știi? La final cum citim vreți clasamentul. Voi. Așa e vreți, mai așa facem. Dar cineva trebuie să-și noteze. Da, avem oameni aici, peste tot. Ai listă acolo? Oameni peste tot, da, uite, e omul în spate. E totul organizat. Tu ce credeai?
Nu, doar verificam, nu. Nicio problemă. Ce ești agresiv? Ai nevoie să verifici, normal. Când faci lucruri de astea cu mine, tu trebuie să mă verifici. Ești gata? Cronometru e gata? Bun. În 3, 2, 1, start! Ia să vedem cum se mișcă băiatul nostru. Pac! Ca la camioane, tati. N-are nimic, stai liniștit, că nici aia nu sunt mai pricepuți. Adică să nu crezi că o să fie vreunul mai rapid sau mai lent. E, treaba e aici, e bătaie. 1. L-a pus înăuntru? L-a pus. 2. Ța capac. Păi să nu sară vreo cheie de aia în ochi. Să nu dea în dinți, în ochi. Mai mai vede. Ochii umflați. Bă, mai dat și mașina, mai luat și bătaie. Bun. Se mișcă bine. Voi aveți avantajul că vedeți, nu? Lucruri. Și puteți să faceți o strategie. Eu nu fac așa, eu fac așa, eu întorc așa, eu vrei fac să, ca așa. Să nu mai vadă, vrei să meargă pe binuri? Nu, poate să vadă, poate să vadă. Marius, vrei să meargă, să meargă concurenții pe binuri acolo în spate? Nu, e ok. Asta la asta nu m-am gândit. Dar e bună rău de tot. E bună rău de tot, ești nebun. Ți-ai zis să scadă la acolo, nu mai poți să scoți? Bombă, păi nu-ți gâri jantele la viitoarea mașină, normal. Ai grijă. Pac, pac, a luat-o, a pus-o stop cronometru. Bun, notați cum, da, avem numele aici, Mane Mihai, îți mulțumim frumos pentru prestație. Acum noi trebuie să punem roata la loc, că asta e. S-a notat timpul, se pregătește Mărchidanu Alin. Tu ești supărat. N-are nu, e obosit, e rupt. El a venit obosit, el a venit să te odihnească aici. Există, săracul, e rupt. Eu de câteva ori, pe parcursul nopții, am avut impresia că a dormit. Da. Pentru că era, îi se scursese fața, efectiv. Bun. Ne ajută băieții de la Envelope.ro să montăm roata corect înapoi. Noi am vrut să facem adică chestia Florin, asta. Florin și Vlad. Florin ne și ajută. Vlad. Băieții de la Envelope.ro, ce am zis greșit? N-am zis că... Eu doar precizam în plus, dădeam informații în plus. Față, informația mea nu era completă. Era frumoasă, dar era și mai mișto să înfloresc eu cu informații, mulțumesc, cu niște că mă completezi date, asta zic. Și mă faci mai bun decât sunt. Nu mai lua totul ca o critică, că nu e. Da, noi am vrut să-i punem pe băieți să monteze roata, dar pentru a nu risca stricarea filetelor de la prezoane, am zis că e mai simplu să o demontăm. O strângem, tu dacă vezi că nu e acolo la 120... Le spui, băi, aveți grijă, mi-a strâns-o prea tare pe-a mea, da? Ea se face verde, uită-te un pic, da, e treaba ta, da? 117, 119, e acolo, gata, 120,1. E, ăla 1 nu contează. Le strângem pe toate, durează. Nu e așa de simplu. Zici că explodează o bombă. Ok. Counter-Strike-ul repede, da. Te-ai gândit la strategie? Ce strategie la 5 roburi? Cum desfaci, cum ții cheia, cum faci, cum le pui, le desfaci, le slăbești pe toate, le scoți pe toate, le scoți pe rând, le... Știi ce zic? Nu te-ai gândit, nu? Nu te-ai gândit. Bine. Na, nici nu trebuie. Deci, da? Îți poți pune paharul unde vrei? Da. Da. Ok. 3, 2, 1, start. Ia să vedem. Dacă are pe aici fani, încurajatori, puteți să-l aplaudați, să-l ajutați psihic. Merge treaba, mă. Eu sunt și curios de timp. Sunt curios, mai curios ca ei. Cine câștigă joc? Sunt fiert. Hai să vedem. Bun, am mers. Seama că... coordonarea. E greu, ei mă, după atâtea ore. În picioare de la 9 seara. Eu n-aș mai putea, eu ești nebun. I-au stat în picioare de la 9 până la 11. Da? De la 9 seara până la 11 dimineața. Coordonarea, dai seama cât. Îți dai și cu corba aia în cap. D-astea, mamă, ce ne dă, ce nu ne exact, dă, ce facem, exact. Ce nu facem. Adică a fost un pic de stres. Mai puteți, nu? Da, bineînțeles. Strigăm la sfârșit, câștigătorii. Hai că a desfăcut 3 din 5, mai are 2. E bine așa. Tăcă, 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 tăcă. Bă, frate, ia-o încet, că nu ne grăbim. Da. Ce vine, mă, să strice ceva la mașina lui? Tu ți-ai bate joc de mașina ta? Nu știu cum să-ți răspund, că mi se pare că e întrebare capcană.
Se pregătește Lucian Cristian, nu? Am zis bine. Lucian Cristian, te pregătești, poți să spui și tu bolul în alt loc dacă vrei, dacă consideri că te avantajează sau nu. Să vedem cu timpul, da? Stop! Stop! Bun, mulțumim pentru prestație. Poți să mergi să te speli pe mâini, poți să te relaxezi, poți, gata, chiar nu mai ai nimic de făcut acum, să știi, nu te mai fi supărat. Ai terminat tot ce era de făcut. Timpii vom afla la sfârșit. Sunt scriși acolo, îi aflam la sfârșit. Sunt și pe live. Adică dacă, eu știu, vă zice la 47 de secunde, intrați repede pe live, derulați și vedeți. Pac! Ia să vedem. Exact. Mars Minescu, 46 am făcut. Mi-a dat Minescu 4 secunde în plus, m-a nenorocit. Nimeni n-are niciun interes, din câte știu eu, să favorizeze pe nimeni. Dar, na. Bun. Mergem mai departe. Ce faci greu? Fanta, mai omor cu Fanta, vrei să mă îngrași. Vrei să mă, mi-a dat 3 Fanta până acum. A, păi nu, că nici n-am vrut, că am pop cola. Și beau apă din aia, nu mai pleacă cu chimicala aia de aici, să nu mai văd. Acum, 16 ore să schimbi o roată. 16 ore să schimbi o roată, bă. Și credeam că au scule mai performante, băieți, știi? Da, mă, trebuia să facem de departajare, v-am explicat. Concursul în sine ar fi până renunță ultimul. Dar nu ne permite timpul să stăm atât de mult. Eu sunt sigur că mai puteți? Mai puteai? Sincer, da, nu sincer. Prea. Nu mai puteai? Cât nu. Crezi că mai rezistai? O oră? Două. O oră maxim. O oră maxim? Dumneavoastră, mai rezistați? Maxim 2 ore. Maxim 2 ore. Jumătate de oră. Jumătate de oră. O oră, două, așa. După ce ești amurțit. La câți bani ai luat pe live? Stai să te auzi din gură. Tu să tași din gură, la câți bani ai primit pe live? Bai, ba pentru croissant, ba pentru tren, ba pentru apă. Tu ți-o cumperi singur, băi. Ce? Tu ți-o cumperi singur. Eu n-am fost așa ceva. N-a făcut nimic, mă. N-a făcut nimic și a primit bani continuu. Mult. Mult? E vorba de psihic. Da? Dincolo de fizic. Bun. Nu știu dacă mai restam foarte mult, dar acum mai rezist un pic. Ok, bun. Gata, am terminat. Dă startul, Daniele. Eu dau startul, da. Că e startul meu ăsta, nu-mi dai startul tu, mie, startul meu e startul. Chiar vreau să zic. Tu să nu-mi mie startul. Am zis, nu? Am zis. Lucian Cristian, te pregătești în 3, 2, băi, 3, 2, 1, start! A plecat, zici că avea 100 de metri de alergat. Vezi că mușcă cheia aia. Se dă la oameni, mușcă oameni și ești veninoasă. Sare la om. Ai mare grijă că dă la ochi. Bun. Poftim? De fotbal. Nu mai vorbim cu... Nu mai vorbesc cu individul ăla, bani, nu există. Aș cumpără Jaguarul singur, nu știu ce căutat aici. Ce vorbești? Ești cumpără chiar trenul singur. Trenul, da. Poți să-ți iei un tren, să pui Jaguarul pe tren. Cu banii de la live. Dar ce le-a făcut asta? Eu vreau să... Nu o să iau live-ul la rând, da, din nou, să-mi dau seama ce a făcut acest individ. N-a făcut nimic, doar există. Doar prin simpla existență, da, a primit bani. Da, 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 da. La moment se pregătește fost... Toma Cătălin, am zis bine? Am zis bine. Au fost 2 ore în care doar de el s-a vorbit. Da, bă, au venit bani pe bandă. Nu 2 ore, toată noaptea. Da, 2 ore, bă, doar de... Oamenii au stat toată noaptea să comenteze de tine, mă. Adevărat, adevărat, cu așa prieteni n-ai nevoie nici de dușmani. Trimiteau bani, nu vă închipuiți, da. La un moment dat au trimis chiar 9,99. Da. Lei. Da. Ia vezi cronometru în... Stop. Bun, mulțumim frumos pentru reprezentație. Poți să mergi, te speli, să bei, să faci ce vrei tu. Ești mulțumit de timp? Da. Bun, e mulțumit, așa. Da, da, da. Păi... Tu consideri că te-ai descurcat bine, păi nu? Păi asta zic, asta întreb. Da, bravo, asta e cel mai important. L-ai pe Toma Cătălin, tu l-ai pe Toma la start. E startul meu? Da. Am înțeles. Să vezi cum se dă startul. Așa, vreau, chiar te urmăresc. O să te rog să fii puțin atent, da, să încerci să te concentrezi. Mai mari. Să... Și mai înalt, ai 2 metri. Așa. Stai. Am zis, Toma Cătălin. Toma Cătălin. Să nu avem probleme, să trecem la alții, să se încurce treaba, să fie aici logistica țiplă. Și după aia este Dumitru Rus, zic bine? Dumitru Rus, tu ești, nu? Ești după el, ca să știi. Stai cu ochii în dinamometrică să vezi că plecăm de la, da, ce trebuie. Da, nu fură nimeni, nu fură nimeni, Tibi drag aici.
Noi nu furăm Tibi, dragă. Vlade, pe cât e setat pistolul? Pe 80 de nanometri și după aia restul din dinamometrică. Am înțeles. În funcție de timp? Adică? Aha. 80 dacă strângi 2 secunde pe pistol. Ok. Ia să vedem ce zic oamenii pe YouTube, că i-am uitat. Cu tot cu mine ai treabă, nu? Din toată lumea asta de aici. Incredibil. Reset complet. Mulțumesc. Poți să-ți aranjezi paharul și coarba? Cu o lași cum vrei tu. Ești gata? Da. Pornim. În 3. Tu ești atent? Sunt foarte atent. 3, 2, 1, start. Da, mă, da, aici la protez. Se vede. Se vede talentul, n-am. Altă intonație, altă căldură. Altfel, căldură, ai văzut? Ai văzut? Vorbeam la telefon, nu mai vorbeam la microfon. Eram cu telefonul. Căldură în voce. Hai că ne descurcăm, hai că se poate. Hai că merge treaba, nu-i problemă. Păi i-ați dat cheia aia. Lasă-l în pace, de ce-l bruiezi? Da, gata, nu-l mai. Îl lasă în pace. Dumitru Rus, nu? Se pregătește. Țaca-paca. Cine ia, mă, mașina? Cine? Eu nu-mi dau seama așa după cum s-au descurcat băieții care a fost cel mai rapid până acum. Până acum am cumva un top. Primul? Crezi că primul? Nu. Am cumva un top, dar da? Știi cum e, estimativ. Da, nu, n-am nicio... N-am nici cea mai vagă idee de estimat ce și cum stau oamenii pe timp aici. Chiar n-am. Tu când te duci acasă, o să poți dormi? Nu, nu, dorm de seară, nici măgit. Da. Nu, păi ce, dorm acum 3 ore, mă trezesc, mai dorm. Nu, de seară dorm și aia, mă culc la 9 și aia... Te trezești la 4? Nu, mă, tot la 12 mă culc. Sigur, tot la 12 mă culc. Am băut și multe cafele aici, nebun, și sunt alea în mine. Vor să iasă. Lasă-l pe Iuri, care și el treaba aici. Stop, stop! Bun, mulțumim. Lasă-le că ne descurcăm. Nu mai e nevoie. Îl avem pe Dumitru Rus. Dă-i tot tu că te pricepi. Te pricepi la starturi. Dă-i tu startul. Că eu vreau să iau câteva cuvinte despre cum mi s-a părut concursul, așa, overall, omului, știi? Ne împărțim? Da, ne împărțim. Nu pleca, okay. Nu fugi. Că vreau să te întreb cum a fost, per total, concursul. Cum ți s-a părut? A fost o experiență interesantă. În prima parte a fost ca o pregătire pentru ceea ce a urmat. În ideea că primele ore mi s-au părut destul de grele, apoi m-am acomodat. Ulterior a devenit un antrenament, iar de la 8 la 11 a fost frâu liber. Iar acum a fost interesant. A fost asta, zi, cireașa de pe tort. Da, smântâna de pe sarmale. Bun, îți mulțumim frumos pentru participare. Sperăm că ai scos un timp foarte bun, nu știu ce timp ai scos. Da. Și vedem la sfârșit. Mulțumim. Mulțumesc și eu. Ce, ne împărțim așa? Și tu stai acolo și eu stau aici? Am înțeles. Așa vrea regia. Regia mi-a dat în casc. Mi-a dat în casc. Tu n-ai cască? El a zis, nu? Ok. Tu n-ai cască, mă? Ce? N-ai cască, nu? Tu n-ai cască. A, ba da. Ba ai da. Și tu cască? Moto. Eu mi-am zis în cască, frate. Băi, vezi că facem așa, schimbăm. N-am avut schimbăm bani de cască. Strategia. Știi? Cine a venit? E de mult, bubu, mă. Filip e pe jos. Da. Of. Resetul e set? Hai că mai avem un pic. Set, reset. De oameni pe live? Măi că mea. Tu ești? Dumitru Rus. Dumitru Rus, da? Ce-ai făcut? Ești gata? Ai și telefonul, da, contul de la mine. Bloc. 3. Culmea, pot și de la mine. O să vă rog să menținem liniștea, să nu mai fim...
Disruptive, vă rog frumos. Vă mulțumesc, domnul Daniel. În 3, 2, 1, start! Corba asta are brațul forței mare, dar după aia te încurcă. Și ne fiind prezoane și sunt buloane, iar te încurcă. Ies altfel. În considerare. Stop! Voi trebuie să luați în considerare faptul că oamenii ăștia Dumitru sunt Rus aici a fost la 9 seara, fără să urmează doarmă, fără să nimic. Sergiu Adam. Simplu să mai schimbi o roată după aia. Cum ți s-a părut tot evenimentul? Acum că ai scăpat, acum gata, s-a terminat. Destul de obositor, destul de greu. Sergiu Adam. Am vedere că am dormit și cam puțin. Înainte de asta. Să vin, da. Deci n-ai fost super pregătit. Nu, am dormit doar 3 ore. Am avut ceva treabă. Sergiu Adam, tu nu l-ai în listă? Totul s-a terminat cu bine. Bănuiesc că e o experiență pe care nu o să o uiți prea curând. Bineînțeles, bineînțeles. Andrei Bun, Daniel? Noi îți mulțumim că ai partid. Și ce vreau să te mai întreb? Ai schimbat Andrei Daniel? Da. Ok, bun. Mulțumesc frumos pentru participare. Așteptăm să vedem deznodământul. Avem doar 5 tăieți. Mulțumesc frumos. Au ieșit mai mulți. Da. Liviu Pădureanu. De ce? Faci ce vrei tu. Trage la cor. La câți bani ai făcut în seara asta aici? Tot pe scandalagiu, tot pe recalcitrant. Tu ce râzi mai acolo? Dacă citești ceva, zi, tu doar râzi. Nu. Glăsuiește. Nu e nimic de zis. Hai, Liviu, uite, au venit băieți. Hai, Liviu. Te spargem dacă ne faci de râs. Puneți paharul, puneți corba. Hai, Liviule. Sper că ai mâncat să vândezi zola. Ești gata? 3, 2, 1, start. Așa e felul lui. Așa e, da, de berceni. O altă metodă. De berceni, uitătura de berceni. A început Liviu, frate. Haț. Rupe capul, dar nu pe bulani. De Cabral pierde bani, na, normal. Liviu merită și el un premiu. Păi dăm banii de pe live, mă. Voi să vă uitați aici să-mi spuneți dacă se descurcă bine Liviu sau nu. Da, mă, Dani, până acum pe timp pare bine. Nu te aud. Pare bine pe timp până acum. Habar n-am, nu știu. Are, oricum, Liviu are cei mai mulți fani din mai mulți ca noi, cred. Adică ne-a spart. Știu? Are tactică. Mie așa Liviu dacă, e a lui. Să-mi spui dacă mai trimit bani pentru el. Nu, n-am mai trimis. N-am mai trimis bani? De dimineață încă 10 lei. A trimis și Bodo 10 lei. Ia. Stop timpul. Treceți acolo, mulțumim frumos. Lasă că se descurcă băieții de la Props. Mamă, ce vorbe ai în dimineața asta? De mine, de mine râd. Se descurcă băieții de la Props, am zis eu. Cum a fost toată experiența? Da. Da, pentru că automobile. Exact. Ce să zic, foarte tare. De la început, cu emoții, cu și acum vocea. Da, ai terminat. E și camera, eu știu. Camera e haos.
Ca, adică pentru că automobile camera a făcut-o, a, nu omul, să știi. Exact. Deci omul n-are nicio vină. Da, foarte tare experiența și tot ce speri să câștigi. Și noi, că ai și fani, ce ai să le transmiți oamenilor de pe live? Da. Și vouă la fel. Zi, mă, mulțumim frumos. Măcar. Mulțumim frumos. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Întorc banii. Liviu furajante, da, aia se pricepe. Da, mersi frumos. Mersi frumos. Când fura Liviu jante. Șpagă pentru Liviu, măcar să-l duceți la gară, 10 lei. Au intrat bani iar? Nu cred așa ceva. Trebuie să-l luăm în live-urile noastre de acum, să facem bani cu el. Cred că dacă intrăm cu Liviu pe TikTok grupe, mici nebun, plecăm milionari. Da. Liviu președinte, frate. Tu ești Sandu Mihai. Sandu Mihai. De acord? Perfect. Pregătit? 3, 2, 1, start. Ia să vedem. Un nou concurent. Nu știu. E acolo. E treaba acolo. Steve Aoki când a ajuns pe acolo. E de când am început. Face parte din echipă. Suntem energici, da. Jaguar X-Type de ăsta, nu știu. Y-Type. Q-Type. Jaguar 2 litri diesel. Îți faci treaba cu el. Vorba aia. Câtă concentrare. Câtă presiune. Vivo, da? Mai avem un pic aici. Mam, un RAM. Ce a trecut afară era un RAM, să știi. Ce ai auzit? Era un RAM. Un RAM roșu. Era pe racing mod. Nu, roșu. Sigur nu era negru. Stop! Bun, domnule, mulțumim. Poți merge către Daniel. Era mișto competiția de demonta catalizatoare. Acolo se vădeau băieții adevărați. Cum a fost competiția? Cum s-a părut? Băi, tare. Da. O experiență de neuitat. Dar nu, să știi că nu trebuie să ne perii sau ceva. Nu, niciun caz. Nu. O experiență care nu. Da? Ar fi fost păcat să nu participi. Bun. Mă bucur că am luat parte și... Sper să fie tot ok. Băi, și noi sperăm să ai un timp cât mai bun. Dacă nu... La următoare. Exact. La următoare. Mulțumim frumos. Poți să te relaxezi. Acum, gata, s-a terminat. Pală pe mâini, stai pe beanbag. Dacă ești primii cu aceeași timp, n-are cum. E imposibil. Terminați prostiile. E imposibil. Nici nu m-am gândit atât de departe. Nici nu de ce vă gândiți voi ca să-mi băgați mie gândul ăsta în cap și nici nu există. Dacă ies cu același timp, îl măsluiesc eu. Îi dau o secundă, la 1 și gata. Eu, fac eu asta. Cosmin Sârbu. A? Se măsoară la zecime. E chiar imposibil să fie la zecime. Da, că așa. Vorbesc cum vreau eu, băi. Ia lasă-mă în pace. A venit? Bă, în continuu. Din cauza primului am făcut așa. Liviule, copia n-are valoare. Schema din Berceni. Auto-ți boală pe cel care a luat două seturi de anvelope. Ce-am făcut? Nimic. Noi ți-am dat ideea pe WhatsApp, guștere. Bravo, Liviu, noi ți-am dat ideea pe WhatsApp. Cum să le desfacă, probabil. Vreau și eu un catalizator. Nu desfaci și tu, Daniele, odată. Am desfăcut. Dacă vreți, o desfac și eu, mă cronometrez, n-am o problemă. Poți să o preiau? Mulțumesc. Eu aștept cu minte. Ai văzut? Tu ai văzut? Tu ai văzut? Timp, ca să știu. Asta zic. Urmează Cosmin Sârbu. Tu l-ai Sârbu, că l-ai spus Sârbu. E Sârbu. Cosmin. De acord? Perfect. Ți l-ai setat cum trebuie? Ești pregătit? Așa 3, zic și eu, fetele. 2, 1, start. Nu are ce să facă cu cricul. Da, cum ar fi? Să iau eu mașina.
Deci omul a adoptat altă tactică, a slăbit cu cheia roțile, după care încearcă să le scoată cu mânuța. Avea un avantaj, dacă scotea cheia din cheia mare și le desfăcea la mână cu cheia tubulară, știi? Avea un avantaj. Și acum mânuța e un pic mai greu. Da. Mă aud în cască, Cabral, da. Bă, nu mai mi-e somn, dar mă simt obosit. Bravo, man. Bravo. E obositor? La final, acum nu mai gata. După ce s-a scurs toată energia de nesomn, știi? Ia și bagă muncă fizică. A fost plăcut. Ți-a plăcut experiența? Da. Sigur ți-o aduce aminte? Până la aduci bătrâneți. Ce crezi că ar trebui să îmbunătățim dacă mai facem una? Dacă nu vrei să stai atât de mult. Până acum singurul care n-a dormit deci deloc. Să stăm mai puțin că să dureze mai puțin și fără pauze. A? Și că oamenii ar renunța mai repede. Păi nu cred că poți să stai 16 ore fără să păi nu, mă, nu. O pauză tot să le dai. Le dai la 2, le dai la 3 ore, știi? Nu atât de dese. Da, corect. Bun, e super. Bun, mulțumim frumos pentru participare. Vedem acum, în câteva minute, cine a câștigat. Până acum, singurul care n-a dormit deloc. Primii de consulare mai dăm, nu mai dăm. Daniele? Da. Până acum singurul care n-a dormit deloc din toată echipa noastră a fost Cartal. N-a dormit deloc? Deloc. Nici băieții de la... A, bravo, da. Da, și corect, voi doi. Deci ăștia trei n-au dormit deloc. Dacă te uiți după fețele lor, e clar, Cartal e pe ceva mai bun decât voi. Arată mult mai fresh. Vezi? Știi ce zic? Bravo. Păi a ochii pune câte 12 data viitoare ore, te așteptăm aici, în public. La ora asta de-abia intra în after. Nici noi nu putem să credem că la ora asta avem 491 de oameni pe live. Suntem gata? Ok, a fost Știrbu Cosmin, Andrei Chiriță. Da, tot. Bun. Ed? Ed a venit frumos la reglaj fin. Ești gata, man? Da. Baftă. 3. Stau. N-am mers cu toba, nu? 3, 2, 1, start. Ed la butoane. Sunteți fresh, eh? Bravo vouă, tată. 400 plus îl susțin pe Liviu, așa e. Nu, n-am dormit. Am muțăit, da. Am ciupit. Am ciupit un pic de somn. Da. Mai avem 1, 2, 3, 4, 5 concurenți. 5, da. Hai că nu mai durează mult. E slab Ed, are metoda proastă. Asta e. Eu dacă scoteam timp prost, plecam cu roata. Dar voi n-ați cronometrat de curiozitate? Eu dacă eram aici pe live, cronometram eu, să văd eu. Daniele, oamenii de pe live... Stop! O, Marius, se calmează. Oamenii de pe live au cronometrat? Nu, asta am zis și eu. Eu dacă eram pe live, cronometram eu și scriam aici cât a scos fiecare. Știi? Da. Dar n-am. Da, nu sunt, ești, nu sunt pe live. Soacră acră. Nu sunt pe live, așa că nu pot să comentez cum ar veni. Cum vi s-a părut, domnul Ed? Noi toți avem porecle aici și asta e. Și tu ai, asta e viața. Foarte ok, dar m-am încurcat. Cred că de vreo 2-3 ori. Aici, la ultima probă, zici? Da. Eu te întreb de cum ți s-a părut experiența per total. Ah, în rest a fost super ok. Lejer? Mm-hmm. Puteai? Mai puteai? Da. Ce crezi că ar trebui să îmbunătățim la următoare? Unii au spus că să nu mai fie pauzele atât de dese. Da, s-ar putea să se facă, nu știu, din două în două ore. Ok. Să fie puțin mai... Ok. Crezi că era mai interesant dacă aveam mai multe premii de oferit să ne anunțați la mașină? Depinde, adică... Depinde și de consistența lor, normal. Da.
Nu, adică, nu știu, mi s-a părut destul de ok primile. Ok. Adică bun. Destul de tentante. Ok. Ai vrut să renunți? Nu. Niciodată. No. Ok, bun. Mulțumesc că ai participat. Vedem acum la premiere cine ce a câștigat. Da. Locul 2 e cheia. Am cronometrat. Foarte bine. Da, am văzut și timpul, dar nu pot să-l zic. Așa. Să dați un BMW, ok? Întreabă-l de ce a băgat manele în căști. Și că ar fi 55 de secunde. Nu știu ce să zic. Daniel? Da. Urmează Silviu Dinu? Silviu, îți urez toată bafta din lume și rapiditate. Baftă. Ești gata? Trei, doi, unu, start. Și fără telefoane, da? Corect. Kevin de Brunie. Nu am nicio părere, n-am avut, n-am mers, nu pot să-ți dau nicio părere de anvelopele astea. Să nu băgați Logan, că de la transpirație se ia lacul. Corect, așa e, frate. Așa cum v-am spus pe durata live-ului, n-am vrut să fim foarte răi în ghilimele cu concurenții, fiind prima ediție. Hai să o lăsăm așa frumos, să fie armonie, să fie distracție, să nu stăm să ne uităm așa la litera legii și să fim polițiști ai răi. Hai să fim polițiștii buni care vă dăm avertisment, nu amendă din prima, știi? Stop! Bun. Da, te rog să mergi la Daniel. Urmează Mihnea Maican. Poftim? Numai de noroc că sunt... Nu, dăm, nu e problemă, dar poți să te speli. După aia ai tot timpul că s-a terminat. Cum a fost experiența per total, așa, dacă tragi o linie? Foarte tare. Ți-a plăcut? Da, mai vinim. Mai, dacă mai face cineva, te înscrii și la altul. La poate. La poate, ok. Bun. Ce să zic, mulțumesc. Ne vedem la decernarea aia premiului ăsta, verde. Nu înțeleg de ce nimeni nu desface toate prezoanele cu cheia și după desface câte două prezoane odată, că doar au două mâini. Eu am luat o zi de circuit, nu mai îmi trebuie mașină. Primul a scos cel mai frumos și rapid roata. Păi la a doua, chiar dacă nu pricep, iar vin și dorm, nu știu ce. Nici ăsta nu a fost rău, ăsta nici să schimbe o roată, nu știu. Până acum toți au tras peste mână. Ok. Bine, Silvule, bravo. Da. Sunt curios cine câștigă și eu sunt curios cine câștigă. V-am spus să nu credeți că e ușor să schimbi o roată după ce stai aici pe mașină fără somn de la ora 9 seara până acum. Ne vedem când dă Fodor Ghivoi la casă. Da. Set? Te rog. Da, vă aștept cu drag să veniți cu Liviu tura viitoare. De ce nu? Râdeam mult de tot aici. Mult de tot. Avem un concurent, ia să vedem. Mihnea Maican? Set? 3, 2, 1, start! Chiar e greu, da. Ce să fac, frate, acum? Sunt, adică păi, e normal. Și n-avem nici aici make-up artist și așa să ne farteze. Aici e totul pe natural. Asta e. Doar, da. Să avem doar prop. Să schimbe și Daniel și... Da, nu mă puneți voi la muncă să schimbi o roată acum. Pe nu vreți voi. Să schimbi și tu o roată.
Vă anunț... V-aș zice eu ceva aici, dar nu pot, că sunt în live sfârșit, cu Cabral, că dacă eram singur, vă ziceam eu ce să vă, ce să-mi faceți voi. La sfârșit, Daniel, la o să vă arate cum se face. Bă, și că... o să dea cel mai bun timp. Băi, stai mă, lasă-mă, mă, pai, să facă băieții ăștia la vulcanizare, că ei știu cum se ocupă cu d-astea. Eu n-am stat 24 de ore într-o vulcanizare până acum niciodată. Incredibil, mă, auzi. Asta zic, ar fi foarte tare să comparăm timpii, Daniel. Să arăți tu cât de bun ești pe timp. Mihai Bendeac nu bagă și el ghivoi. Câștigătorul să mă caute, că am ceva de muncă pentru el. Păi, da. Hai, Daniel, cu cap. Lăsați-mă, mă, că am și eu viața mea. Sunt 553. Da, da, da. Cabral se dă la Rotac, la astea. E pilot, știe cu ele. Stop! 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 Ăla-i timpul, bun, stop! Mulțumesc! L-aștept aici. Cum e, frate? Bravo! N-are nimic, n-are nimic, n-are nimic. Cum ți s-a părut experiența? Concursul, tot? Băi, foarte mișto pe total, dar obositor. Na, cum era să zici? Sunt fresh! După o noapte nedormită, sunt fresh, n-am nimic, am schimbat și o roată. Nici măcar cu cafea, nimic, nu sunt fresh deloc. N-ai băut cafea? Ai băut. Ce crezi că ar trebui să schimbăm la următoarea ediție? Nu știu. Poate doar de îmbunătățit mai mulți sponsori, mai multe... Ok. Am înțeles. Okay. Da. Mulțumesc frumos. Ne vedem la premiere. Da. Să sperăm că ești printre câștigător. Printre câștigător. Cred că are cel mai lung timp băiatul ăsta. Bă, nu știu, nu m-am uitat. Dacă mai dați comentarii de-astea cu manevră, vă dau bloc. Ca să știți. Intră aici dacă e curaj. Cred că toată lumea și-ar dori să-i vadă pe Dani și Cabi de spate. Paule, dacă nu-ți trag un picior în burtă când te văd. Ce a zis, mă, Paul? Că toată lumea își dorește să ne vadă pe noi, că schimbăm roata. Bagă numai fitile de-astea. Bă, samsarul în Călăraș. Da, da, da. Să nu-l cumpărați mașini de la Paul niciodată. Uitați-vă în ochii mei. Te pun bine, Paul, aici pe internet. Stai liniștit. Cabral versus Daniel, care câștigă, păstrează banii de pe live. Da, putem să facem asta. La 600 de persoane, Daniel se bagă să schimbe roata. Nu, la 800 de persoane mă bag să schimb roata. Sunt aici la service în față de 18 ore. N-am stat în viața mea atât să-mi schimb jantele de vară. Băi, îmi pare rău, frate. De ce n-ai zis? Că băgam aici pe o rampă, nu te lăsam așa. 13 au rămas finaliști, nu? Nu, nu, nu. Câți au rămas la probă? 13, nu? 13, nu? Daniele, avem o problemă. 14. Oh-oh! Bravo, frate, te bași și tu, nu-i problemă. Ia vezi, mă, că s-a schimbat aochii. Aochii s-a dus randeaua, mâncați-a și gata. S-a dus full banana, i-ai pus părele. La 800 de oameni live, unde fac asta. Eu, cel puțin, nu pot să vorbesc de Cabral, dar eu desfac roata la 800 de oameni live. Cine a fost acum? Mihnea? Ai stat de vorbă cu Mihnea, da? Daniele? Paul din Grecia, da. Ai stat de vorbă cu Mihnea, da? Cine e Mihnea? Daniel Ștefănuț? Cine e Mihnea? Cine e Mihnea? Cine e Mihnea? Nu știu dacă am stat. Am vorbit cu toți. Nu mai pot! Ești gata, eu zic omule? Că pe următorul să-l facem de 3 zile, vreau. Poftă. Vreau să văd ce se întâmplă cu 3? Mine. Scuză-mă. Indis Garage ne-a donat un euro, tot pentru Liviu, cred. Iartă. 3, 2, 1, start. Pare că clar pentru Liviu, îți dai seama. Doar nu a trimis pentru altcineva. Oh. S-a înduit. S-a înduit cheia, ai văzut când a vrut să o bage? Hâț! A fugit într-o parte. S-a înduit. Nu era... De ce nu i-ați dat una tare? S-a muiat cheia aici, nu? Adevărul e că și schimba multe roți. E normal. Nu, tata, aici, 800 aici. Pentru fratele nostru Liviu s-a mai donat 9,99 lei pentru fratele nostru Liviu. Da, au specificat? Da? Ce să facem? Ce să facă cu ei? Să trăiască. Atât?
Ce, mă? Deci crezi că mint eu? Pare că ei strâng bani să-l țin aici pe live la noi. Am zis că dacă avem 800 de oameni pe live, schimb și o roată. Dar avem 550 momentan. Se mai fac aștept... 800. Să se facă 800. Daniel versus Cabral, 10 lei cu dedicație. Stop! Bravo, frate! Bun. Dacă știam că așa merge treaba pe internet, ceream bani mai de mult. Bun! Felicitări pentru că ai terminat proba și ai ajuns la sfârșit. E un mare lucru. Te văd un pic obosit. Și să știi că eu... Cafea ai băut de dimineață? Deloc, nu am consumat deloc cafea. Am venit fix de la lucru. Ca să mă prezint la probă, n-am dormit toată noaptea la lucru. Am dormit 5 ore să fac drumul de București. Și a fost un pic de haos, da. Ce ai cu cafeaua? Pur și simplu nu consum în afara lucrului. Ok, foarte bine. Da, foarte bine. Am avut și eu... Câți ani ai? 22. Așa făceam și eu la 22 de ani, să știi. Nu. Dar odată cu timpul o să te sucești, o să vezi. Adică te ajută, o să vezi că te ajută și o să-ți placă. Cum ți s-a părut evenimentul per total? Probabil te-am mai întrebat, dar nu mai știu. A fost un pic obositor date fiind circumstanțele, dar a fost frumos, m-am distrat. Și cum am spus și la început, am venit pentru distracție, dar mașina e bonus. Da, blană. Ce crezi că ar trebui să schimbăm ce crezi că ar trebui să schimbăm dacă mai facem o ediție următoare? Ce ai fi vrut tu să fie sau nu știu, ce ți s-a părut ușor sau nu știu. Mai multă interacțiune cu oamenii, cu participanții care cu participanții, mașină. Exact, pentru că a fost câteva momente în care pur și simplu era prea mare plictiseala și nu cooperam niciunul foarte bine. Asta, deci asta e, trebuie să facem plictiseala mai mare data viitoare. Vă las 2 ore, nu vă bag în seamă ca să fie mai greu. Mulțumesc, mulțumesc de pont. Ne vedem la aici, la premiere. Doamne, da. Da, mersi frumos. Bun, râdem de femei. Nu știu să-și schimbe. Citeam comentarii. Alin Băloi. Oh! Ești gata? Alin Băloi. Baftă. 3, 2, 1, start. Așa se face treaba, energic, tat. Energic, energic, energie, tat. Omul a lucrat mecanic pe camion. A avut o experiență de genul ăsta în viața lui, ca mecanic de camion. Stop! Bun! A fost Alin Băloiu. Poți merge la Daniel, Manule. Bravo! Și ultimul reset acum. Ai ajuns până la final. Oamenii ziceau, băiatul cu hanorac cu roșu, renunță, face, de ce nu? N-a fost să fie. Sincer, momentul în care, dacă era să renunț, alegere psihică, nu neapărat fizică, era undeva în ora 3. 3 noaptea, ți-a părut cel mai greu? Nu mi s-a părut greu. Atunci m-a lăsat spatele. De la ora 3 până acum, sunt numai cu spatele praf. Eu oricum am probleme tari cu spatele. De asta am renunțat la partea de mecanică pe service. Bun. Nu, nu. Nu fost fain. Ce crezi că ar trebui să schimbăm la o următoare ediție dacă o vom mai face? Bun, următoarea ediție, în primul și în primul rând, prea multe nu. Cred că ar trebui să fiți cumva mai... Cum să spun? Nu așa soft, știi? Am fost prea... Nu la modul cu regulile și cu toate astea. La modul o cafeluță, un ceiuț, una asta, pentru că astea dincolo e vorba de, știi, felul vostru de a fi ca oameni, știi? Restul, da, cu ce s-a stabilit pentru mașină, cu reguli, cu asta a fost okay. Pentru prima ediție, mai ales super. Okay. Dar, ți-am spus,
oamenii trebuie să pună efort pentru lucruri, știi? Suntem obișnuiți să nu mai punem efort. Sunt de acord cu tine, dar ți-ai data viitoare, ediție, cu bice, mai, cu tasere, mai, cu pistoale, cu dăm foc. Cu biciu, cu biciu. Aruncăm cu cuie. Nu, doar ideea aceea, cu, știi, servitul cafeluței și asta, că aia nu mai e partea voastră. Dar oricum, a fost foarte fain din partea voastră și evenimentul ăsta a fost unul super, zic eu, pentru România. Mulțumim ceva frumos. Nou. Mersi. Mulțumim frumos pentru participare, ne vedem aici la premiere, să vedem care și ce și cum. S-au simțit neglijați. Sper ultimul să concurent. Mașina merită și pare băiat de comitet. Nu, zi. Continuă, du fraza până la capăt. Ultimul concurent, Cătălin Enache, este omul care a fost într-o comuniune perfectă cu natura și cu vezica. Omul a fost de rog la toaletă pe parcursul întregului direct, de la ora 9 seara până la 11 dimineața. Ești în cameră acum. Urologul lui cred că este foarte mândru. Tipule, ești gata? Ți-ai stabilit aici ce e de stabilit? Baftă. 3, 2, 1, start. Pare că știe ce face. E organizat al nostru. Lucrează la două mâini, intercalat. Ține și cu genunchiul. Bun, bravo. Da, omul știe. Stop! Rapid. Hai la Daniel, Cătălin. Felicitări pentru că ai ajuns până aici, e mare lucru. Nu da. Cred că e ușor, adică eu simt așa și nu am stat pe mașină și am aici. Într-adevăr, nu. N-a fost ușor, dar a fost plăcut. Da? Mă bucur că ți-a plăcut. Cu toate că nu am fost în pauze, am considerat că odată ce m-am simțit, să zic așa, focusat pe ceea ce aveam de făcut. Am zis că dacă iau pauză, îmi ies din ritm și după aia mă iau oboseala. Okay. Dar așa am fost concentrat pe ceea ce aveam de făcut și... Tu n-ai luat nicio pauză? Nu. Singur. Nicio pauză, ești nebun? De la 9 seara? De la 9 seara până la 11, da. N-ai făcut pipirică? Nu. N-am simțit nevoia. Da, foarte bine. Asta e un lucru bun. N-a fost o problemă. Ce crezi că ar trebui să schimbăm dacă mai facem o ediție? Sincer, ca parte de regulament, mi s-a părut mai simplu decât credeam. Ok. Eu mă gândeam că nu avem voie să mișcăm mâna deloc, nici măcar degetele. Deci, mi s-a părut, mai să, e ușor. Nu mai cântați în strună sadicului, vă rog eu frumos. Îi topez, mă! La noi a fost... Iau rotring. La noi a fost o discuție foarte mare, cât de strict și cât de greu să fie. Un centimetru, dacă... Și am zis, bă, oamenii nu vin aici să chinuim. Trebuie să fie ceva mișto, nu trebuie să fie un chin. Ăsta la altul, noi, și dăm cu benzină pe jos, dăm foc, de sus cad niște greutăți, la un moment dat vin niște elici de-astea care, și dacă nu se feresc, le taie mâinile, le zboară capul. Și eu tot încercam să zic, mă, stai un pic, că sunt niște oameni, nu vin trupele speciale, stai un pic. Și toată seara ați repetat ca niște demenți, că e prea ușor, e prea ușor, e prea facil, oricine poate. Mergea, din punctul meu de vedere, și o pauză la două ore. Da, asta clar. La punctul de vedere, mergea o pauză la 3 zile. La 3 ore o să fie următoare. Nu chiar. Dar totuși cred că mai rezistam vreo 4 ore, mai rezistam. Mam. Tipule, bravo. Felicitări. Felicitări. Pentru că ai rezistat ne până acum. Ne vedem aici la... Mai e cineva? Mai e vreun concurent? Și mai avem Cartal? Un concurent? Așa. Hai, Cartale. Bun. Hai, tat. Aoki. Doamnelor și domnilor, ați vrut să-l vedeți pe Steve Aoki la butoane. Steve Aoki. Te văd obosit, Steve. Te văd obosit un pic. Ia vezi, mă, că și-a luat poziție. Ia cineva timp? Iei tu timpul? Hai să-i luăm timpul, hai să-i luăm și lui timpul, vă rog.
Dacă te împiedici și dai cu dinții în geantă, îți jur, este highlight-ul acestui eveniment. Te rog eu, vezi cum faci, spume la gură, dai și ochii pe bulgari, e pâine cu unt. Ești gata? Cronometru gata? Cartal Horasan L, cunoscut și drept cartal.ro. Parte integrantă și definitorie a proiectului Băieții cu Mașinile. Un om care a muncit foarte mult la mașina asta, vă puteți uita la salopete nouă. 3, 2, 1, start. Stai, mă! Îmi cer scuze, na, o programată, oboseala ne-a omorât pe toți. Daniele, hai la listă. Hai la listă. Păi să vină oamenii, nu? Nu. Nu, să nu vină? Ne uităm noi? Hai să stabilim camerele. A, filmăm? Da, hai să filmăm. La pupitru nostru? Păi, cred că da. La pupitru nostru. E așa, așa, nu? Și așa. Ba da. Da. Ești încăpățânat și agresiv cu mine. Ai niște sentimente puternice. Să nu-ți scoată ochii cu albul ăla de Tesla, de interior de Tesla, de la dinți. Băi, nu mai, de ce te-ai mă? Zici că e a treia oară. Zici că e interiorul ăla. Lasă-mă omul în pace, mie-mi place zâmbetul, e de Hollywood. Nu pot, nici gratis. E de Hollywood, mie-mi place. Da, e pop. Ce-ai făcut e foarte bine. Băi, tu-i dai apă la moară. Îi place, mă, și lui. Haide, mă. Nu, 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 că trebuie să vină oameni. Sunt concurenții aici toți? Suntem toți? Concurenții sunt toți aici, dar nu sunt... Ce? Nu mai, gata, s-a terminat. Ce bun a fost când ne rugam de voi. Acum un rând de anvelope. Pleacă Sarachio de aici, că asta e mașina mea. Pleacă. Domnule, hai că uite, vă dăm două rânduri, de vară și de iarnă, de dăni și de toamnă. Pleacă Dacia, ești nebun. Ai văzut? Cine crede că a câștigat? E cineva convins că a câștigat? Credeți? După ce ați văzut... Aveți impresia că a câștigat cineva? Ok. Bun. Eu nu știu după nume, adică ce citesc aici, nu știu. Timpii sunt foarte, foarte mișto. Asta e timpul 3, 2 și 1. Unde e 1? 1. Aici? Ce reacție ai avut? Diferența este mare și probabil se datorează și scusinței cu care au venit de acasă, dar și stilului care au făcut față oboselii, stresului și, fiecare și om, da. Da, nenorocirii de aici. În primul rând, avem să vă dăm câte un cadou fiecăruia dintre voi. Hai cu alea rotunde de să o umflă. Bă, uite mă, că au primit toți minge, mă, și îmi făceam probleme să iau și eu una, să o bag sub hanorac. Tu, ca de obicei, pe combinație, să mănâncă și gura la tine. Da, nu am tu-i copii acasă. Ce să mai... Vorba aia. Nu joacă și ei fotbal. 4 persoane, 3 camere. 5 milioane și eu. Asta a fost gluma serii. Vorbeam de întreținere și a venit asta cu cearcă-ne tot, la 4 dimineață. Ce, lasă-mă, bă, tu știi cum e, mă? Știi cum e 4 persoane, 3 camere? Tu știi că vine întreținere? A fost bună, am râs și eu. Da. Băi, pleacă cineva cu mașina, incredibil. Da. Super tare. Au fost... Cartal, aici tu încoace. E acolo. Aici tu încoace. Vrea să te vadă aici pe sticlă. Au fost niște ani frumoși în care am lucrat la mașina asta, apoi alt an frumos în care am așteptat să fim gata cu montajul și iată că zilele astea am publicat un episod pe zi. Patru zile la rând. Am văzut ceva, n-am putut să urmăresc. Dar m-am uitat cu vopsitoria, cu polișatul, cu ușa, cu... Am văzut cu volanul, cu detailing-ul, cu... Tot, 4 episoade, 4 zile. Și mai avem. Cum mai avem ceva. Și mai avem, da, mai avem o surpriză. Dăm mașina astăzi și ne bucurăm că ați venit atât de mulți în concurs și ne bucurăm că ați dus atât de mult până la 11 dimineața. Timpii de astăzi, de la proba eliminatorie. Sunt aici, sunt niște timp frumoși. Ai văzut că am zis de timp că sunt frumoși. Chiar sunt. Așa. Chiar au scris bine Minescu. Nu, că nu cine zic, o ia, nu te rog. Nu. Cine zic, ia mașina?
să fie fericit, să o stăpânească sănătos, iar noi ceilalți, noi toți ăștia de aici, avem să vă spunem vouă celor care ați rezistat de la 9 seara până la 11 dimineața și acum, iată, până la 12 jumate. Da, aplauze, aplauze, da. Dar tu ai văzut ce reflex? Da, de ghepard. Trebuie să mulțumim echipei tehnice. Mulțumim frumos, băieți, sunteți bombă. Da, am mers totul țiplă. Marius Dobrescu, regizor și șeful echipei tehnice și concept și partea Astax, partea, vorba aia, definitorie Astax, mulțumim și ție. Hai să te vedem și pe tine, Marius. Hai, te rog eu frumos. Haide, păi uite, hai, te vede la GH5. Lasă-mă, nu trebuie. Așa, băiat frumos. Vreau să-i mulțumesc lui Cartal, vreau să-i mulțumesc și lui Daniel. Ne pare nouă, băieții cu mașinile, suntem foarte mulțumiți și ne pare foarte bine pentru faptul că Stax a intrat în povestea asta cu noi și uite cât de frumos s-a dezvoltat. Oricum, de unde am lăsat-o noi. Am dus-o mai departe la un nivel foarte mișto. Le mulțumim celor care au venit de acasă să fie alături de noi. Susținătorii, da, am avut și susținători. Foarte tare, foarte tare. Eu n-am mai văzut atâtea cearcăne de când mergeam la after hour. E bine, arăți foarte ciudat. A rămas în urmă și recuperam. Timpul al treilea. Locul 3, cum ar veni. Nu primește nimic decât aprecierea noastră. Mihai Manea. Mihai Manea, aplauze. 0-1. 0-1, 0-2, 82. Ăsta este timpul tău. 2 secunde și 82 de... Bun. Locul 2 este Liviu Pădureanu, cu 58 de secunde. Bă, ai fost... Bravo! Ce să zic? Bravo! Ești nebun? Bravo! Locul 2! Locul 2 ești nebun! E oftica mai mare, adică primul pierzător. Da. Și doamnelor și domnilor, cu 52 de secunde... 12. Cel mai bun timp din concurs. A avut tehnica lui Liviu, dar a fost și ambidextru și asta l-a ajutat foarte mult. A scăzut, iată, cu 6 secunde. Cel mai bun timp, care era până la... Așa cum deja ați bănuit, în aplauzele voastre, Cătălin Enache! Aia mi-ai făcut o pauză, mă, să ții tot în tine, toată concentrarea, bravo. Ai ținut rău în tine. Hai pe partea asta, la altă lângă. Mai aveai unul, nu? Mai aveai un Jaguar și aveai nevoie de unul de piese, nu? Nu. Era cineva care avea un Jaguar. Ai un Logan? Acum ai un Logan și un Jaguar. Bravo, frate, să stăpâne sănătos. Încă o dată aplauze de la toată lumea. Vă mulțumim! Acum poți merge la toaletă, faci numărul 1, numărul 2, numărul 3, ai fost? Da. A, bravo, mă, gata. Nu știu dacă o să ții mașina, dacă o vinzi, nu știu, e decizia ta, dar dacă o ții, din când în când... Ați muncit mult la ea și păcat să o vând și cu siguranță ne vom vedea la Târgu Mureș. Cu siguranță. Bravo. Super tare, bravo, aplauze! Pentru toată lumea și nu în ultimul rând trebuie să le mulțumim partenerilor, cum știe Cabral. Bine, las că le mulțumesc eu, nu e problemă. Am avut anvelope.ro. Sunt mai mulți, sper să nu uit pe nimeni, dar fii atent. Avem anvelope.ro/davanti, okay, care au venit alături de noi și mulțumim frumos. Hai și tu mai încoace. Kärcher, România, ne-a ajutat pe debutul acestui proiect energic și cu suport tehnic și moral și financiar. Pro Detailing a fost alături de noi și ne-au ajutat pe partea de detailing, desigur, interior, exterior și alte repere, brațele de la ștergătoare pe care le avem în continuare în portbagaj, pentru că Cartal nu a avut în sfârșit ce rost mai are. Sunt la mine acasă. Vezi că mai are niște piese, Cartal, pe acasă. Am ajuns fix, vând Jaguar și încă unul de piese. Automaster, tinichigerie, vopsitorie, piese, volan și altele care nu țineau neapărat de ei, dar Ciprian ne-a ajutat foarte mult pe partea asta de găsit piese, pentru că noi nu le găseam. Și acolo a durat foarte, foarte mult. SRZ Customs,
care au făcut jantele așa cum le vedeți. A fost un dans întreg. Dacă tu erai la discuția cu jantele, ne băteam între noi. De ce? Pentru că până am ajuns la culoarea asta, la nuanța asta, la a fost nebunie. Mai să ne bătem, între noi, nenorocire. Dar uite că am ales varianta asta și a ieșit foarte bine. Eu când m-am dus să le iau, eu mă așteptam la argintii și mi-au dat asta, zic, tu ai pățit ce am pățit eu. Când lucrez cu Cabral, nu? Da. Ce știi tu, nu mai are nicio legătură, nu? Am înțeles. Da, știu. Eu m-am obișnuit să știi, trebuia să te obișnuiești mai repede. Să terminăm cu răutățile. Ce, sargintia și ce dată? Să terminăm cu răutățile. Dar nu-s răutăți. Uită-te în ochii lui. Boxe. A spus și muzică pe dânsa. Da, 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 bravo. Insonorizarea făcută cu Dynamat, frumos, pac, da? Toate ușile, boxele schimbate, circuitele schimbate, făcut la Tornado. Și Tornado? Am fost împreună la Tornado. Exact. Ți-ai pus tu oglindă? Da? Nu cred că ți-ai pus ca a mea. Cum să nu? Am pus. Bravo, băiatule. Nu am zis. Bravo. Oglindă foarte mișto ne-am pus. Tornado, la fel, mulțumim pentru faptul că ați intrat în dansul ăsta și a ieșit iar foarte bine ce ați făcut voi. Tot la Automaster și parbrizul. Da, și parbrizul e schimbat și el. Ștergătoarele sunt schimbate și ele. Mulțumim pentru polish. N-am dat. Decât un N-ai pic. Dat pe faruri? Foarte... A, pe faruri, da. Da. Trebuie zis. Da, mă, lasă, nu contează. Mai e de la mine. Și desigur RH Tuning de la Sfântul Gheorghe, niște, o echipă foarte, foarte tare, niște băieți foarte inimoși care au băgat în mașina asta și timp și bani. Căcălău. A fost deranj mare partea mecanică. Au zis și că nu e perfect. Mai picură niște ulei, mai dă cu niște fum la primele două secunde la pornire. Și ce făcea cu ea? Ce făcea, exact. Se plictisea. Exact. Dacă n-ai nimic de reparat, e boring. Să știi că atunci când nu pornește și o împingi, trebuie glumesc. E totul bine. A trebuit să fie țiplă, oricum. Se explică cu alarmă, are niște chestii, apeși un buton. Dai șpriț de 4 ori, dai contact motor, tai contact motor. E furtică, e făcută special așa. Așa se fac astea de la Jaguar. O să-ți dăm și ție contactul lui Răzvan Hodea, RH Tuning. Să țineți legătura dacă ai întrebări, dacă mai sunt niște chestii, niște chichițe, niște fente, niște să le știi. Cam asta a fost. Pentru mai e revizia. Noi doi. Mă rog, tu mai mult, voi, eu am filmat. Voi ați făcut-o? Da. Ai schimbat tu filtrul și ai pus acolo uleiuț? Da. Mamă. Da? Dar nu înțeleg de unde... Bărbăție. Ce hales? Băi, în primul rând, bărbat adevărat își face singur revizia la mașină. Și știi și bătaie. Și am auzit că am mai luat... Și am auzit o chestie. Bărbați adevărat merg fără ABS. Ce prostie. Da. Ce am făcut? Da, să nu uităm de energizant, pop cola și vitamina aqua, pentru că fără apa asta noi nu rezistăm aici. Eu vă spun, am băut și e foarte bună. Am mâncat de la Vivo, n-am mâncat de la cucina de casa. Am uitat să-i zici în Luci, lasă că nu e problemă. Nu e problemă, dar mâncarea e foarte bună, puteți să încercați, noi mergem acolo, mâncăm de fiecare dată, oamenii sunt impecabili. Aveți discount 15%? Spune. Avem discount 15% noi. Tu? Ai, și eu am că merg cu tine, înțelegi? Da. Dar cum, oamenii n-au. Dar, să zic că au oamenii discount 15%? Dar, nu, păi nu, recunoaște, ca să nu zică lumea că... Da, noi de-aia adică mergem. Noi plătim, adică noi, să nu zică lumea că mâncăm pe gratis și mergem că avem 15%, nu? Nu, tocmai, să nu zică lumea că mergem să mâncăm, că mâncăm pe gratis. Nu mâncăm pe gratis. Nu mâncăm pe gratis. Dar avem discount mare. Toată marja. Iar voi, fiecare dintre voi, are o reducere de la envelope.ro. La orice anvelope vă doriți voi, aveți o reducere și aveți o reducere și mai mare la Davanti pentru că a fost partener în proiectul ăsta. Florin, care e aici, Florin Goanță, care e alături de noi, știu că l-ați văzut muncind, e genul de dement care e și patron și angajat. Și stați de vorbă cu el și vorbiți când aveți nevoie de anvelope, voi deja sunteți în gașca anvelope.ro. Ridicați două degete, dați un mail sau un telefon și Florin și anvelope.ro vă ajută cu tot ce se poate. N-ai site de la cu contact acolo de online, gen? Anvelope.ro. Intri pe anvelope.ro și ai un chat, nu? Deci nu te mai dați mesaje. E un video chat, e Vlad nu acolo. Nu video chat. E un video chat. Video. Vlad e dat cu ulei de măsline n-a și cu pesmet. Aseară că n-a putut să tragă alea, dar de-aia a plecat aseară, știi? N-am tras draperiile și îl vedeam. Se are trag de scenă. Da, gata, asta a fost, nu vă mai ținem, că poate aveți și voi treabă, vorba aia. Ce am făcut? De la 9. Ce e de la 9? Seara, la 12:36 de minute. Da, a fost maraton, bombă. Am fost live, ești tare. Simplă, mai facem. Ești tare, bă, băiatul. Mai facem. Bravo, gata. Bravo, băieți.
Mulțumim că ne-ați urmărit. Facebook, Insta, TikTok, YouTube, High Five, LinkedIn, Napster, toate alea. Să fiți bine. Over and out. Băieții cu mașinile, Stax TV. Down low. Love.